Entuziaști, plini de energie debordantă, elevii de la 1-a A au vrut să devină cu toții din prima crainici sau reporteri. Unii dintre ei chiar au fost acceptați în postura de jurnaliști pentru câteva ore ale dimineții. E vorba doar de săptămâna altfel, iar elevii pot deveni ceea ce vor. Bineînțeles că totul se desfășoară sub supravegherea doamnelor învățătoare, în cadrul unei tematici atractive, dar plină de sens pentru cei mici. În săptămâna școală altfel, de dimineață, am fost în vizită la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, unde pompierii le-au explicat copiilor normele de protecție, de siguranță, am urcat în mașinile de pompieri, ne-am plimbat cu ATV-urile, iar astăzi am venit să descoperim lumea fascinantă a televiziunii, care a fost pe placul copiilor de la clasa 1, step by step, de la școala Alexandru cel Bun Bacău. Pentru elevii de la 1-a A, experiența de la sediul Tele1 înseamnă mișcare și unghiuri de filmare. Bine, și întrebări în studio despre planuri de viitor și hobby-uri. Unii dintre ei s-au și decis să pună direct mâna pe cameră și să filmeze tot ce le cade sub obiectiv. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Acolo, în camera aia. Unde se filmează? Da. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am fost filmat și mi-a plăcut unde a plăcut și... lui Mihnea. Cel mai mult mi-a plăcut camera de filmare. Și te-ar plăcea să fii cameraman în viitor? Da. În concluzie, Bacăul are peste 30 de potențiali jurnaliști, operatori de imagine și editori video, dar vor lipsi un pic, pentru că au plecat să se joace până una alta cu Lego sau cu Ana și Elsa. În orice caz, nu au niciun dubiu asupra identității lor. Ei sunt... Clara!